Membrii cercului pastoral Ștefan cel Mare și Sfânt din Comuna Băcăoană Podur și-au cinstit astăzi ocrotitorul spiritual. Clericii și credincioșii s-au rugat la Sfânta Liturghie, oficiată la altarul de vară al parohiei Sfântul Nicolae din localitate, de părintele protopop Costel Mareș de la protopopiatul Moinești. Din soborul de preoți a făcut parte și părintele Nicolae Tănase de la parohia Valea Plopului, care le-a vorbit celor prezenți despre faptele de milostenie și iubirea lui Hristos. Corul Resurrectio al Liceului Spiru Haret din Moinește a susținut un moment cultural. La final au fost premiați copiii care fac parte din grupul catehetic al parohiei Poduri și care au participat cu proiectul Biserica, casa sufletului românesc la concursul național catehetic Biserica, familia românilor de pretutindeni, unde au câștigat premiul al doilea la faza eparhială. Părintele Protopop Costel Mare și-a felicitat din partea înalt preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe toți cei implicați în organizarea evenimentului și pe coordonatorii proiectului, preoții Vasile Popa și Dumitru Parfene.